găsit, dragii noștri telespectatori! Continuăm să vă prezentăm și astăzi momente speciale cu mari interpreți ai cântecului popular românesc, a căror carieră artistică, încununată de succes, a strălucit în luminile ansamblului artistic Ciocârlia. Soliști vocali, instrumentiști, dirijori, dansatori, coregrafi, celebri, atinși de pana perfecțiunii, dau străluciri de tezaur unui ansamblu care, vreme îndelungată, a adus fiorul folclorului românesc în sufletul fiecărui român, precum și în ochii admiratorilor de dincolo de granițele țării. Ansamblul artistic Ciocârlia, locuri marilor întâlniri ale folclorului românesc, tezaur folcloric, locul marilor pasiuni. Să urmărim așadar momente de tezaur în emisiunea televiziunii române Tezaur folcloric.
Ne bucurăm să avem aici, în platoul televiziunii române, iată, mari interpreți ai ansamblului artistic Ciocârlia. Avem aici, în platoul televiziunii române, pe doamna Irina Loghin. Dumneavoastră, chiar în această frumoasă carieră, monumentală, pot să spun, ați avut întotdeauna de partea dumneavoastră un public cu care ați rezonat pe stările sufletești. Adică ați văzut în om și frumusețe, și tristețe, și bucurie, și împlinire. Și poate acest lucru v-a ajutat să ajungeți atât de adânc în inima românului. Pentru că eu cred că nu există român în țara asta să nu știe un cântec al marii interprete Irina Loghin. Da, așa este. În primul rând trebuie să înnoiești repertoriul de fiecare dată. Cât mai mult. Deci am plecat în culegeri, deși am venit cu un număr destul de mare de melodii din zonă. Și m-am dus și am cules de la bătrâni melodii vechi. Da, din punct de vedere al acestui termen, autenticitate, sunt mai multe păreri. Ideea este că așa am învățat, așa transmitem, autentic înseamnă să fii în conformitate cu adevărul pe care exact. Îl trăiești. Exact. Dar nu toată lumea înțelege că forma trebuie să respecte acele criterii valorice, literare, ale unei construcții frumoase și artistice, pentru că noi facem artă până la urmă. Deci starea noastră sufletească trebuie să o turnăm în cuvinte, în formule populare și expresii care să meargă la inima omului. E adevărat, nu trebuie să rămânem ancorați într-o epocă, într-o perioadă, pentru că și societatea, și oamenii, și artiștii evoluează, doar că trebuie să ajungem la sufletul omului cu acele valori literare, muzicale și construcțiile domeniilor respective. Dumneavoastră ați depășit prin popularitate, prin faptul că oamenii s-au regăsit în fiecare cântec al dumneavoastră, ați depășit poate propriile așteptări de a rămâne în centrul atenției atâția ani de zile la nivel maxim. Pentru că și eu știu, și artiștii, și toți telespectatorii, că acolo unde mergeți, sălile sunt pline, oamenii doresc să comunice cu dumneavoastră, să vorbească anumite criterii. Și să ai răbdare cu ei. Să vorbești, îmi face mare plăcere când vin să se fotografieze, să purtăm dialog. Să vă atingă, probabil. Mă și gândesc așa, cu așa privirea. Așa este. Pentru că publicul te înalță. Publicul te înalță, publicul te coboară. E vorba despre un stil de comunicare direct, fără bariere nici intelectuale, nici emoționale, o comunicare directă cu publicul. Exact. Să atingeți acele puncte frumoase ale sufletului și nu pot să nu remarc și faptul că un artist, până la urmă, trebuie să aibă și un aspect fizic corespunzător, să aibă și o ținută scenică adecvată. Acest costum autentic, popular, am spus-o și eu mai repet, are peste 200 de ani. Deci le țin într-adevăr ca muzeu acasă. Ce le sfătuiți pe tinerele noastre interprete când apar în fața publicului? Afară de faptul că trebuie să aibă un repertoriu personal, să cunoască... Să ai și niște cunoștințe muzicale cât de cât. Exact. Pentru că ureche, când a început orchestra să cânte, trebuie să știi să intri imediat în ritmul și sigur. Să aibă și un dram de spontaneitate. Exact. Sunt tineri, am urmărit și eu, sunt tineri care sunt destul de talentați, voci foarte bune și chiar costumație, ținută pe scenă, chiar unele foarte frumoase. La ansamblul artistic Ciocârlia, v-ați văzut visul împlinit? Da. 8 ani de zile când am stat, din 1962 până în 70, am învățat, într-adevăr, și turnee, făceam turnee de câte o lună, de 2 luni. Am învățat
într-adevăr, cum trebuie să fim, cum trebuie să ne prezentăm. Eu când am dat concurs, erau 24 de muzicieni în comisie, printre care dirijorii, maestru Victor Predescu, era maestru Ionel Dobos. Budișteanu, Doboș. Pe urmă a venit Pană, pe urmă maestru a venit Pană, da. Maestru Zanfir, Pană. Zanfir, maestru Zanfir, Zanfir, Zanfir a fost 30 de ani la Ciocârlie. Considerați că artistul trebuie să educe publicul sau publicul să educe interpretul? Și una și alta. Atât publicul, adică în momentul când publicul nu simte de la tine acea căldură, acea pătrundere în sufletul lui, rămâne rece față de tine. Și invers, în momentul când am început să cânt și am transmis mesajul, îl simt cum trăiește cu mine. Asta este primul contact pe scenă cu sala respectivă. De la lume adunate și înapoi la lume date. Exact.
Gheorghe Turda, veniți dintr-un loc atât de frumos, atât de încărcat de simboluri, de embleme ale românismului. Credeți că tema patriotică, să-i spun, este important de menținut în repertoriul interpreților? Obligatoriu că da. În anii studenției, prin 1967-68, cu ansamblu Mărțișorul, sub bagheta maestrului Dumitru Fărcaș, Dumnezeu să-l ierte, cântam la Cluj, în piața principală a Clujului, de 24 ianuarie, cântecele patriotice pe care le cântăm și astăzi. Noi suntem români, așa e română și mai departe. Iar atunci, după părerea mea, din punct de vedere istoric, cântecele patriotice, atunci au venit la rampă și le cântă toată lumea. La 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 și tata umbla cu ei la 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 ce te uiți la gacinei la 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 și tata umbla cu ei la 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 i-o pus uși i-o pus bine la 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 până m-o crescut pe mine la 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 i-o pus uși i-o pus bine la 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 până m-o crescut pe mine la 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 ai mândrace de lângă cine tare ne-al coșă se ține ai că și-o făcut pindileu din gacinul taică său. Ia-ți fecior de prin oaș, la-la-la-la-la-la-la, fetele-i fac și gaci, la-la-la-la-la-la. Ia-ți fecior de prin oaș, la-la-la-la-la-la-la, fetele-i fac și gaci, la-la-la-la-la-la. Și cu jocul oglingiori, la-la-la-la-la-la-la, de nu-i alt între feciori, la-la-la-la-la-la. Și cu jocul oglingiori, la-la-la-la-la-la-la, de nu-i alt între feciori, la-la-la-la-la-la. Aia să mă rălase pat, șepte vedeam sărutat. Aia! Fecioraș ca mine nu-i la-la-la-la-la-la. Eu-s din țara oașului la-la-la-la-la-la-la. Fecioraș ca mine nu-i la-la-la-la-la-la. Și cu straiță și cu joc la-la-la-la-la-la-la. Și cu panem între-nclop la-la-la-la-la-la. Și cu straiță și cu joc la-la-la-la-la-la-la. Și cu panem între-nclop la-la-la-la-la-la. Ai mândruțe cum te-a strânge, ai că ești în oră și plânge. Ai strânge bade numai și-o oi plânge și-o-i mai tăce. Mândri-s mara mureșenii la 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 nu se lasă nici oșenii la 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 mândri-s mara mureșenii la 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 nu se lasă nici oșenii la 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 mândri sunt în straiul lor la 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 de pe vremea dacilor la 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 mândri sunt în straiul lor la 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 de pe vremea dacilor la 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 la. Dragii noștri tineri, cred că aceste exemple și aceste gânduri și sfaturi vă ajută în primul rând să cunoașteți această profesie de undeva din afară. Dacă vă încumetați să fiți artiști profesioniști, trebuie să luați aminte de sfaturile pe care le-ați ascultat și le veți asculta în continuare. A fi profesionist înseamnă a respecta rigori
pe care unii cu greu le-ar putea respecta. A fi profesionist înseamnă a fi perfect din toate punctele de vedere. Talent, muncă, dedicație, renunțare, pentru că și renunțarea, știi să renunți, face parte din această profesie. V-aș ruga pe dumneavoastră să vă exprimați admirația sau prețuirea pentru personalitățile pe care le-ați întâlnit în activitatea dumneavoastră de artist profesionist și pe care le-ați avut ca modele la rândul dumneavoastră. Mi-a plăcut Lucreția Ciobanu, regretata Lucreția Ciobanu. Bineînțeles, Maria Lătărețu, am făcut și turnee împreună, care era de o sensibilitate și de așa și în simplitatea ei. Tocmai cu simplitatea ei îi dădeai o notă extraordinară. Era mămoasă, era... În momentul când îți spunea ceva, îți mergea la suflet. Pe urmă, Ioana Radu a fost așa de iubită și ce repertoriu putea să aibă Ioana Radu. Ce melodii frumoase, ce nestemate. Au și în ziua de astăzi încă se cântă și încă sunt iubite de public. Am venit la ansamblu Ciocârlia, unde am întâlnit pe Ion Cristoreanu, care, într-adevăr, ce melodii, ce repertoriu bogat avea. Angela Moldovan, din Moldova, Aurelia Făturăduțu, din Banat. Am avut modele foarte, foarte, am avut de unde învăța. Televiziunea Română, locul unde există o arhivă de aur, așa cum știți și dumneavoastră și unde vă regăsiți și dumneavoastră cu activitatea pe care ați avut-o aici. Păi să nu crezi că nu am emoții. Faptul, numai când intru pe porțile televiziunii și intru în aceste studiouri unde aproape 60 de ani am fost prezentă, am avut niște emoții și astăzi la fel. Îmi aduc aminte de niște lucruri extraordinare, filmările care le făceam în noaptea de Revelion. Era o atmosferă și ne întâlneam toți, cei de la populară, cei de la ușoară, cei de la operetă. Era o veselie. Vă propun, pentru că avem aceste imagini și avem modelele dumneavoastră în această arhivă de aur, să prezentăm publicului și să vă oferim dumneavoastră tuturor secvențe cu interpreții despre care ați amintit. A evocat foarte frumos doamna Irina pe Ion Cristoreanu. Eu am fost martor la o scenă atât antologică la Cluj și am văzut într-un duel artiste pe Ion Cristoreanu și Felician Fărcașu. Și atât de mare succes era la scenă în vremea aceea, să duelau prin bisuri cu doine, nu dârlăite, cum spuneau ei. Da. Și atunci a zis așa, l-a recunoscut Felician Fărcașu pe Ion Cristoreanu și a zis așa, mă Ioane, mă, eu, da și tu. Da. Eu, da și tu. Atunci, fair play adevărat ardelenesc. Am mai uitat pe cineva, pe Ion Luican. Da, și Ion Luican. Da, să ne amintim. De-aș avea un singur dor în mă, aș trăi în lume ușor, da, am două doruri grele și nu pot scăpa de ele, și-au inimă. Când eram la mama mea, din lucram, din nu lucram, tot bună mami eram, Mai treci negre și tu dealul și vin nou la noi cu calul. Să-i dau grăunțe cu poala, ție să stau virtuala, calului să-i dau grăunțe și ție să-ți dau durițe, să-i dau grăunțe cu poala, ție să
primărie sus Mălinoleano. Păi toate lămpile s-au stins, Mălinoleano, numai la mândruța mea, Linoleano, arde lampa ca și-o sta, Linoleano. Din Buzești până în Găină, til-li-li-li-li-li, nu-i mândră să-mi pună cină, til-li-li-li-li-li-li, că mai mult ori încercat, til-li-li-li-li-li-li, și-n seamă nu le-am luat, til-li-li-li-li-li-li. Păi nu m-am mândrat, ce-o știu eu, când dă după placul meu. Ha, 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 mă! Oaie verde, maghiran, măi, m-a făcut mama oltean, măi. Port condeiul de tufan, unde scriu nu șterg un an, că mi spui de craiovean, măi, Leano. Coboroile cobor, la-la-la-la-la-la-la, din parâng în satul lor, la-la-la-la-la-la-la. Hei, de zăpada ai zis pe duș, la-la-la-la-la-la, și-n poienile cu strunci, la-la-la-la-la-la. Hei, bate vântul lung și lat, la-la-la-la-la-la-la, că-i vremea de iernat, la-la-la-la-la-la. Omul bun și mare al copte meu, aștia n-or avut neroc meu. Omul bun-și de zilele, omul copte-și de pamele. Eu vreau să-i mulțumesc domnului Gheorghe Turda. M-a cunoscut în anii 1992. Eu lucram la Jandarmeria Prahova. Avem ceva în comun cu doamna Irina Login, pentru că eu am făcut școala populară de artă la Palatul Culturii din Ploiești. Palatul Culturii. Am făcut parte din ansamblu Prahova. Am făcut turnee peste hotare cu doamna Maria Văduva și le mulțumesc tuturor foștilor mei colegi și mulțumesc lui Dumnezeu că mă descurc cu această activitate. Este foarte greu, nu este ușor să coordonezi, să organizezi, să supervizezi, să semnezi pentru fiecare document, activitate și pentru fiecare lucrător din instituție. Modelul tău? Mulțumesc. Modelul cine? Meu a sau fost modelele? Domnul Gheorghe Turda, ca reprezentant de cinstea Maramureșului, unul din cei mai mari artiști ai Maramureșului, cu o voce extraordinară și cu studii muzicale făcute la Cluj, la conservatorul de la Cluj, și regretatul Drăgan Muntean, Dumnezeu să-l odihnească, m-a învățat lucruri bune și am fost șlefuit cumva să devin ceea ce sunt. Mulțumesc! Corina, ce modele prezinți aici în acest... În primul rând, pentru mine a fost regretata Ileana Sărăroiu. Fiind copil, ascultam acele plăci de vinil unde cânta doamna Irina Login, domnul Benone Sinulescu, doamna Maria Ciobanu, domnul Nelu Bălășoiu, domnul Ion Dolănescu, doamna Maria Cornescu. Erau pentru mine idolii mei și au fost, recunosc, modele care au făcut cumva să șlefuiască dragostea mea și dorința mea de a cânta și, sincer, mi-aș fi dorit și eu să ajung așa o mică steluță cum erau dumnealor la acea vreme. Foaie verde, spic de griu, cine trece peste râu, măi? Foaie verde, spic de griu, cine trece peste râu, măi? Pleca cu calul de târâu și mândrea cu fustan râu, măi, măi. N-aș putea trece cu vederea peste oamenii care mi-au întins o mână de ajutor atunci, la momentul potrivit. Și aici aș reaminti
pe maestrul Dan Moisescu, care a fost și dirijor la ansamblul nostru Brâulețul Constanța și era și interpret. Plecând la București, am conlucrat în foarte bune condiții cu maestrul Constantin Arvinte, toată viața mea. După aceea, maestrul Ionel Budișteanu, artist al poporului. Nu pot să uit pe doamna Teodora Popescu, care m-a chemat când se lucra Alb Negru în Molier. Colegii mei știu. Televiziunea Română, ca să specificăm. Absolut, Televiziunea Română, categoric, care rămâne mama televiziunilor, cred că atâta vreme cât vor fi N televiziuni în România. Eu am urmărit-o întotdeauna cu iubire, cu multă admirație, pe doamna Natalia Șerbănescu, care nu știu, te îndemna să faci ceva frumos, ceva autentic. Tinerii noștri sper că au învățat câte ceva. Noi, ca realizatori, am învățat și noi la rândul nostru ce înseamnă să fim profesioniști în meseria noastră. Iar acum, un gând pentru Tezaur Folcloric și Televiziunea Română, din partea dumneavoastră. Eu vreau să vă spun că faptul că am făcut primii pași aici, în această minunată televiziune, și cum vă spuneam, am emoții de fiecare dată, aș dori ca Televiziunea Națională să promoveze în continuare soliștii tineri, dar să treacă prin acea cenzură, ca și repertoriu, ca și ținută, adică poate ar fi singura care ar putea să promoveze, să putem preda ștafeta. Tezaur Folcloric a rămas ceva curat, a rămas și va continua, bineînțeles, în sufletele noastre. Ai spus Tezaur Folcloric, ai spus România, ai spus țara de unde vii, ai spus totul. Tezaur Folcloric este cea mai cuminte emisiune de când mă știu. Și mă bucur foarte mult că ai preluat această minunată emisiune. Pentru că este curată, este cu soliști care bucură sufletele românilor. Am spus autentic, am spus exact cum am vorbit, ținută, repertoriu. Vă mulțumim pentru aceste încurajări și vrem să nu dezamăgim nici această generație de aur de interpreți, dar nici publicul, pentru că să știți că publicul așteaptă de la Televiziunea Română, de la artiști, așteaptă lucrurile acelea curate, cu minți, exact, care exprimă adevărul trăirilor noastre ca oameni. Exact ce prezinți în emisiunile tale. Ne uităm cu atâta drag și ne încărcăm sufletul de energie. Vă mulțumesc mult, doamna Irina. Dumneavoastră, doamna... Televiziunea Română are câteva emisiuni extraordinare. Tezaurul Folcloric este păstrător de tradiții, obiceiuri românești. Că oricine ar vrea să-mi spună mie că este plecat nu știu pe unde și că este altă nație, cartea de vizită a românului rămâne folclorul. Vă mulțumim! Și prin emisiunile Tezaur Folclorii și emisiunile televiziunii în general, menținem legătura cu concetățenii, cu românii de dincolo de granițele țării. După părerea mea, emisiunea Tezaur Folcloric astăzi a demonstrat că noi am fost și vom rămâne un gir autentic, exact, perfect. Noi trebuie să fim cu adevărat îndrumători, cum spuneați mai devreme, noi trebuie să facem educație prin promovarea folclorului nostru. Corina, cum vezi tu rolul nostru ca realizator de emisiuni folclorice, rol de realizator profesioniști? Așa este. Este un rol destul de greu, mai ales acum, în condițiile actuale, când lumea este într-o continuă efervescență, când toți vor să ajungă peste noapte, așa cumva, vârfuri. Nu se poate, fără multă muncă, fără abnegație, fără dăruire, nu se ajunge așa de ușor. Talentul trebuie dublat de muncă, iar emisiunea Tezaur Folcloric
este într-adevăr o lecție de românism, o lecție de ceea ce înseamnă să fii român în adevăratul sens al cuvântului. Jocul și cântatul, când se m-audă tot satul. Iubesc jocul și cântatul, când se m-audă tot satul. Că mi-e dragă mult lumea și-o-i cânta doar pentru ea, măi, măi. Că mi-e dragă mult lumea și-o-i cânta doar pentru ea, și necazușuită. Ca așa e lumea făcută, joacă și necazușuită. Că jucând și tot cântând, simți că trăiești pe pământ. Măi, măi, cine joacă, cine cântă, nu este lumea urâtă. Că jucând și tot cântând, simți că trăiești pe pământ, măi, măi. Cine joacă, cine cântă, nu este lumea urâtă. Pe
că se întoarce dragostea mult așteptată. Dar ea când a plecat, când a plecat, foc în suflet ți-a lăsat și te-a uitat. Și nu mai vine acasă. A uitat și nopțile întregi și zile ce le-a petrecut alătura de tine. Și închizi ușa să te culci, să te culci, te așezi pe pat cu patimă și plângi. A uitat și nopțile întregi și zile ce le-a petrecut alătura de tine. Și închizi ușa să te ce mai fac, măi, dorule, dor. Mândri de nu-i arsi dor, mândri de nu-i arsi dor, n-are și sara n-ocol, măi, dorule, dor și dor. Desculță și în capul gol, măi, dorule, dor. Mândri de nu-i aș plăce, mândri de nu-i aș plăce, n-are și sara-n vâlce, măi, dorule, dor și dor. Trebuie să fim simpli, modești, exact. Să avem legături frumoase între noi ca oameni, în primul rând, și să ne apreciem, pentru că aprecierea celuilalt înseamnă o forță transmisă pentru a continua un drum. Eu vă mulțumesc tuturor. Cu toată plăcerea. Îți mulțumim mult pentru această minunată invitație. Ne dorim să fie fiecare emisiune un anume tip de lecție. Pentru noi toți. Vă mulțumesc încă o dată. Ionut Sidău are să completeze ceva. Eu trebuie să mă ridic în picioare. În primul rând, ca interpret, m-am simțit cu adevărat artist când am făcut parte din distribuție în emisiunea Tezaur Folcloric. Tezaur Folcloric este emisiunea etalon de la care au de învățat toate celelalte emisiuni din media și sfătuiesc pe toți să se inspire de aici, de la tine. Te felicit pentru toată munca de busă în realizarea acestor emisiuni și permitem ca din partea Centrului Cultural al Ministerului Afacerilor Interne să acordăm o diplomă de excelență emisiunii Tezaur Folcloric pentru buna colaborare interinstituțională
pentru meritele deosebite în promovarea folclorului românesc. Semnează directorul Alin Avram, comisar șef de poliție, și directorul adjunct, comisar șef de poliție, Ionut Sidău. Felicitări! Vă felicit încă o dată! Bravo, Ionut! Noi îți mulțumim, pentru că vreau să știți, dragii noștri telespectatori, dragii noștri și stimații noștri invitați, că noi suntem o echipă și întotdeauna gândim, ne sfătuim și hotărâm ca tot ceea ce este mai frumos să fie aici la Tezaur Folcloric. Mulțumesc echipei emisiunii Tezaur Folcloric, colegilor de aici din platou, pentru că și astăzi, în emisiunea Tezaur Folcloric, am scris o pagină din istoria folclorului românesc. Să ne vedem cu bine, sănătoși. Îți mulțumesc, Ionuț, pentru colaborarea noastră. Și eu vă mulțumesc și permitem să nu uit, am marea datorie și totodată plăcere să vă invit anul viitor, în 2022, când Ansamblul Artistic Ciocârlia va împlini 75 de ani de activitate, să răspundeți prezent la o mare manifestare. Vrem să-l sărbătorim printr-un spectacol grandios, invitând toți marii artiști ai neamului românesc, cei care au făcut parte din această frumoasă instituție, care ne face cinste nouă românilor, iar emisiunea Tezaur Folcloric este invitată să preia spectacolul nostru.